Toate cele trei scenarii prezentate de către Ministerul Muncii au o serie de indicatori care sunt prognozați. Și acești indicatori sunt incerți. Pentru că în felul în care erau aceștia prognozați, ar fi trebuit chiar și în anul 2020, de fapt, să scădem salariul minim pe economie. Pentru că acolo spunea care este diferența dintre creșterea economică prognozată și creșterea economică realizată. Și diferența dintre creșterea economică, acum avem o profundă descreștere economică de minus 4% față de ceea ce prognozasem la începutul anului, plus 4%. Deci această descreștere economică ar fi trebuit ca și în anul 2020 să ducă la o scădere a salariului minim pe economie. Eu vă spun strict pe criteriile folosite de Ministerul Muncii. Sigur că în realitate nu trebuia să facem așa ceva și nu se va realiza niciodată. Vă spun însă acest lucru pentru că acești indicatori sunt incerți. Noi nu trebuie să-i punem într-o formulă de creștere sau descreștere a salariului minim brut. De asemenea, aceste scenarii nu au luat în seamă niciun fel evoluția crizei economice. Noi dacă vorbim de o creștere majoră a salariului minim brut pe economie în acest moment, vorbim de fapt de creșterea în domeniile cele mai afectate. Pentru că domeniile care au salariu minim în acest moment sunt Horeca, comerț, servicii. Nu o să găsești salariu minim brut pe economie în sectoarele care au crescut sau au înregistrat stagnări, cum e de exemplu IT-ul, sau nici măcar în sectorul public. De asemenea, indicatorii folosiți de Ministerul Muncii, precum productivitatea muncii. Productivitatea muncii diferă de la 1 la 3 uneori. Una e productivitatea muncii în turism, care e în medie undeva la 45-47 de lei, și alta e productivitatea medie în productivitatea muncii în IT, care e la 147 de lei. Deci, practic, de aproape 4 ori mai mare productivitatea într-un domeniu față de alt domeniu. Și atunci, dacă iei productivitatea medie, iarăși ai impact asupra sectoarelor deficitare. Propunerea pe care noi am realizat-o, Consiliul Național, prin Convenția Națională din 20 noiembrie, a realizat-o, e aceea ca în anul 2021 să creștem salariul minim brut pe economie cu rata inflației, adică 2,2%, și cu un procent din ceea ce înseamnă productivitatea muncii, pentru că s-au înregistrat rate de creștere a productivității muncii, astfel ducând salariul minim brut de la 2230 de lei la 2300 de lei. Am văzut celelalte confederații patronale, mandatul pe care l-au prezentat a fost acela de înghețare a salariului minim brut pe economie și de prorogarea discuției după 6 luni de zile. Mandatul nostru este cel pe care vi l-am prezentat. E normal să acoperim scăderea puterii de cumpărare, adică această rată a inflației. De asemenea, și cu asta închei, trebuie să avem în vedere consecințele a ceea ce înseamnă omărirea salariului minim brut pe economie în această perioadă extrem de dificilă. Consecințele sunt și asupra amenzilor, pentru că vă reamintesc faptul că salariul minim brut are corespondent și în punctul de amendă pentru tot ceea ce înseamnă de la amenzile de circulație până la alte tipuri de amenzi. Doi, grilele salariale. Vorbim totuși de niște grile ale unor companii care își leagă prin contractul colectiv de muncă grilele salariale de salariu minim pe economie. Trei, nu poți să le spui unor antreprenori, fie ei mici, mijlocii sau mari, că le spui astăzi, sau luni când va fi, în decembrie, că la mijlocul decembrie, că începând cu după două săptămâni, în ianuarie, vor trebui să aplice un alt salariu minim brut pe economie. Lucrul ăsta și l-am spus și primului ministru Orban, ar trebui să fie discutat de acum pentru anul următor, pentru peste 2 ani. Adică să începem discuțiile de acum pentru peste 2 ani și de asemenea aceste discuții să fie făcute cu partenerii sociali de-a lungul anului, să avem scenarii pe următorii 10 ani de zile, să existe predictibilitate și stabilitate. Mulțumesc frumos. La sfârșit, sigur, o să vă stau la dispoziție pentru întrebări. Să mutăm tehnica. Mutăm, Dragoș,
mutare de aici. Ok. Sper că din punct de vedere al tehnicii e totul în regulă. Și din partea mea, bună dimineața și mersi, Florin, pentru invitația de a participa la această conferință de presă. Eu vă mulțumesc în mod deosebit și o fac din două puncte, din două motive. Primul, că în pofida pandemiei și a tot ce se întâmplă de jur împrejurul nostru, veniți la conferințe de presă și aveți interesul pe zona asta. Și a doua este că în contextul în care toată lumea se uită și dă știri, fie de COVID, fie de guvern, mai sunt și oameni care sunt interesați de economie și asta cred că e un lucru pe care e important să-l punctăm și să vă mulțumim din toată inima. Suntem poate așa o undă de normalitate într-o societate care este preocupată de diverse alte probleme. Eu o să vă vorbesc puțin despre Kurzarbeit și vă spun din start că nu am de gând să fac un seminar de muncă flexibilă, dar o să împart lucrurile adică cu siguranță în 10 minute termin cu totul. O prezentare generală, aș vrea să vă fac o radiografie legislativă la momentul zilei de astăzi și să vorbim puțin despre decontare. Iar la final, cu permisiunea dumneavoastră și a CNIPMMR, să adresez o problemă actuală apropo de formarea noului guvern. Deci, Kurzarbeit. Munca flexibilă este un instrument pe care în Germania îl regăsim de peste 100 de ani și care intervine în momente speciale, momente de criză. Deci nu este un instrument permanent. El intervine atunci când se întâmplă ceva deosebit și pe care nu putem să-l înlăturăm noi și care nu ține de managementul companiilor. Cum ar fi pandemia? Cum ar fi un conflict militar? Cum ar fi, știu și eu ce, norul de cenușă? Și așa mai departe. Da? Deci este un instrument care este temporar și care permite o maximă flexibilitate pentru a evita concedierile. Asta este în mare ceea ce este instrumentul Kurzarbeit. Cu alte cuvinte, în momentul în care scad comenzile la o companie pentru că se întâmplă ceva de tip pandemie, se declanșează mecanismul, oamenii pleacă în Kurzarbeit într-o proporție oarecare între muncă și stat acasă. În România, gradul acesta de flexibilizare a fost 50%, în alte părți, cum e Germania, în timpul pandemiei este 100%, adică mergem către șomajul tehnic, de fapt. Și sunt două lucruri importante. Unu, se evită concedierea, se evită șomajul și doi, se păstrează legătura între angajat și angajator într-un mod extrem de flexibil pe perioada stării excepționale. Lucrurile astea sunt importante. Această flexibilizare cât se poate de avansată, combinată cu o decontare rapidă, în sensul în care banii respectivi trebuie să ajungă repede, într-un moment absolut deosebit, în contul firmelor respective. Și știți foarte bine, metoda de decontare este cam așa. Firmele plătesc tot ce înseamnă partea statului și, mă rog, probabil că știți, partea care nu este, care nu este muncită, da? Adică ce se stă acasă, statul decontează, are o indemnizație și asta este 75% din partea respectivă. Foarte pe scurt, că poate că nu știți toți. Presupunem că cineva are 1000 de euro, că e un lucru mai ușor de înțeles, și are Kurzarbeit 50%, 50% vine la serviciu și este plătit de angajator cu 500 de euro, 50% stă acasă, iar statul îi decontează prin angajator 75% din ceilalți 500 de euro. Asta înseamnă că
stând acasă 50%, angajatul primește undeva la 82% din netul pe care îl avea, iar taxele sociale merg în continuare. Se plătesc și omul are pensie, boală și așa mai departe asigurat. Asta este principiul. Ce se întâmplă în România? Am avut încă de acum 6 luni o ordonanță de urgență cu numărul 132. A fost discutată și negociată de noi cu guvernul. A fost un instrument de care noi ne-am bucurat, chiar dacă nu a fost perfect. Am spus-o și atunci, gradul de flexibilizare este relativ scăzut în România, mai scăzut decât în alte părți. Dar e bine că dăm drumul la acest lucru. Avem posibilitatea 50% stat acasă, maxim, poate să fie și mai puțin, poate să fie și 10% stat acasă, și 20% stat acasă, și 30% în funcție de ce avem. Dar avem niște probleme pe flexibilizare, în care nu intru acum. Partea bună a fost că s-a înțeles faptul că acest instrument trebuie să fie aplicat foarte repede, în momentul în care scad comenzile, trebuie să-l aplici foarte repede și nu a fost prevăzut acolo acordul sindicatelor în context românesc, în care sunt companii mari unde avem câte 7 sindicate, câte 9 sindicate și sunt foarte multe companii în care nu avem sindicate. Și ar trebui să ai reprezentanții angajaților sau să vorbești cu fiecare angajat în parte. Toate lucrurile astea au fost evitate și ordonanța 132 a dat posibilitatea angajatorului să reacționeze rapid. Iar decontarea, deci angajatorul plătește, decontarea se face la 10 zile după ce au fost făcute cererile. Asta scrie în lege, în 132. OUG 211 a venit acum vreo 2 săptămâni, cred. O completare excepțională pentru noi, pentru ceea ce privește Kurzarbeit, pe care și noi am discutat-o cu guvernul și ne-am bucurat foarte tare că ea a fost implementată. O ordonanță care aduce îmbunătățiri. Flexibilizarea se duce până la 80%. Se prelungește Kurzarbeit până în iulie anul viitor, deci încă 6 luni. În ordonanța inițială spunea pe perioada stării de alertă plus încă 3 luni. Și asta este o incertitudine, că nu știi, e stare de alertă, nu e. Cel puțin dacă știi acum că până la mijlocul anului viitor ai instrumentul, știi pe ce te poți baza. Și au mai fost niște lucruri bune în această ordonanță 211. Acum, hățișul acesta legislativ în care ne aflăm, unde guvernul face ceva, parlamentul face ceva, colaborarea este de multe ori defectuoasă, a făcut ca de curând, adică acum 2 zile, să se publice legea 282 din 2020, care reprezintă ordonanța de urgență 132, adică prima promulgată ca și lege. Și promulgarea acestei legi intră în vigoare de mâine, infirmă prevederile ordonanței 211, adică acele bune schimbări care s-au făcut prin ordonanța 211, pentru că lucrurile au mers cumva paralel. Suntem în situația în care, de exemplu, începând de mâine, când intră în vigoare legea, ne întoarcem la 50% maxim. S-a introdus acordul sindicatului, ceea ce pe de o parte pare de bun simț, pe de altă parte însă în contextul de impredictibilitate în care ne aflăm îngreunează proiectul și iarăși a dispărut perioada aia de 6 luni până în iunie, iulie anul viitor și ne-am întors la starea de alertă plus 3 luni, pentru că această lege promulgată bate ordonanța 211. Din punctul ăsta de vedere, facem un pas înapoi și solicitarea noastră, nu avem un guvern care poate să dea ordonanțe de urgență, din păcate, facem un apel către toți cei care sunt decidenți în această țară să pună la punct această chestiune, pentru că eu nu cred că este o treabă controversată. Cred că toată lumea înțelege necesitatea mecanismului și gradul de flexibilizare ridicat. Dar avem o problemă de tehnică legislativă în acest moment și suntem cumva blocați în ea.
Sper că a doua zi, după instalarea noului guvern, să avem această ordonanță de urgență care repune în imagine prevederile ordonanței 211. Din punct de vedere de contare, și aici vă spuneam că este al doilea element de maximă importanță, ca lucrurile să se întâmple repede, îmi pare rău să vă anunț că eu nu știu și am dat pe toate canalele noastre nicio firmă care să fi primit banii pe Kurzarbeit până în momentul de față. Poate că voi aveți alte informații și îmi cer scuze dacă lansez vreo informație semi-adevărată, dar tot ce înseamnă Horeca vă garantez că nu a primit banii pentru că acolo sunt eu conectat. Deși s-au făcut cereri referitoare la luna septembrie, la luna octombrie, la luna noiembrie. Poate că la luna noiembrie încă nu s-au făcut. Dar septembrie și octombrie s-au făcut și la 10 zile trebuia banii să fie acolo. Prima idee a fost că n-a fost rectificare bugetară. Între timp s-a făcut rectificare bugetară. Nu știm de ce plățile nu sunt făcute. Cert este că angajatorii au făcut aceste plăți și nu au fost decontate până în acest moment. În contextul în care, și nu mă refer la o bună parte din economie care funcționează și funcționează destul de bine, mă refer în mod special la industriile profund afectate, cum ar fi ospitalitate, evenimente, cultură, sport și așa mai departe. Din punctul ăsta de vedere, apelul nostru către guvernanți este să dea drumul la bani. Asta este Kurzarbeit și vă stau la dispoziție pentru întrebări, dar înainte să termin, aș vrea foarte pe scurt să mă refer la o problemă actuală, și anume formarea noului guvern. Sigur, iar formăm, iar avem alt prim-ministru, iar avem miniștri și așa mai departe. Ideea de predictibilitate nu reușim cumva să o punem în practică în România, dar asta este democrația. Am fost alegeri și acum va trebui cumva să fie regândit tot sistemul. Din punctul ăsta de vedere, eu am trei idei pe care aș dori să le transmit. 1. Noi considerăm că mediul de afaceri ar trebui să fie consultat, ascultat. Înaintea nominalizării pozițiilor importante, precum prim-ministru sau tot ce înseamnă zona economică, la nivel de ministru, secretar de stat și așa mai departe, pentru că noi suntem în relație cu diversi politicieni, oameni de administrație de ani de zile și avem niște experiențe și cred că merităm să fim ascultați, pentru că eu spun, mediul de afaceri este cel care va trebui, de exemplu, în următorii 4 ani să cheltuie acei 80 de miliarde de euro și pentru asta este nevoie de o comunicare și o relație foarte bună între mediul de afaceri și minister. Deci, prima idee și apel este să fim consultați. Nu trebuie să se facă ce spunem noi, dar trebuie să fim măcar ascultați ca și stakeholder important. 2. Credem că și în această zonă, mai ales în această zonă, ar trebui să se facă la nominalizarea persoanelor importante, ceea ce noi facem în mediul privat și acest lucru se cheamă evaluare profesionistă. Evaluare făcută de oameni specializați cu instrumente specializate în care se radiografiază atât capabilitățile profesionale cât și cele emoționale, cele de comunicare, inteligență și așa mai departe. Toate aceste elemente ar trebui să fie partea unui proces normal la instalarea în funcție atât de importante pentru țară a unor oameni. Și al treilea și ultimul lucru și cu asta termen, noi credem și susținem cu toată tăria că mediul de afaceri și turismul trebuie să aibă un minister separat. Și care să fie condus profesionist, așa cum am spus mai devreme, după consultarea noastră, cu evaluările de rigoare și unde trebuie găsiți cei mai buni oameni din România, indiferent pe unde se află ei, din toate punctele de vedere. Că politic, că din mediul de afaceri, că din mediul academic și așa mai departe. Avem nevoie în această zonă de oameni profesioniști și de acest minister care să fie cumva restrâns și care să aibă focus pe tot ce înseamnă
acești doi piloni extraordinar de importanți pentru ce se va întâmpla în următoarea perioadă, mediul de afaceri în general, întreprinderile mici și mijlocii, investitorii de toate felurile, dar mă gândesc în special la cei care sunt cu capital românesc, nu pentru că vreau să diferențiez capitalul, ci pentru că vreau să sprijinim family business și tot ce înseamnă mic antreprenoriat. Știm peste tot în lume că asta este motorul care dă o economie sustenabilă. Și turismul. Da? Se vorbește foarte puțin despre turism, inclusiv în toate PNRR-urile și așa mai departe. Și eu cred că aceste două capitole, cumva puse împreună, trebuie tratate separat și profesionist. Și cu asta am terminat temele și vă stau la dispoziție dacă e cazul pentru întrebări. O să-i dăm pentru comentarii și colegului nostru, domnul secretar general Stere Fudulea. Până schimbăm tehnica, vreau să mai adaug un lucru, pentru că atunci când a prezentat Kurzarbeit, am căutat un pic informațiile pe internet. Ministrul Finanțelor, domnul Câțu, și Comisia Europeană au anunțat că prima tranșă de 3 miliarde de euro au ajuns în România din datele publice pe 1 decembrie. Deci banii deja există, teoretic, pentru Kurzarbeit în conturile Ministerului de Finanțe. Da, mulțumesc. Am studiat un pic înainte acest sondaj și nu pot să nu spun faptul că mi-a atras atenția procentul mare din rândul întreprinzătorilor care au spus că, indiferent că a fost situația COVID-ului, nu și-au disponibilizat angajații, și aici ne referim la cei 70% care nu și-au dat oamenii afară datorită acestei pandemii, dar aceia 70% spun că o să-și păstreze oamenii în continuare, chiar dacă va crește acest salariu minim pe economie. Ceea ce înseamnă faptul că forța de muncă pe care o au colegii noștri antreprenori este un must al întreprinderii pe care l-au format în timp și de care avem nevoie cu toții ca să putem să trecem mai departe. Referitor la tot la acest sondaj, observăm că aproape 70% din acești 70% spun că sunt dispuși să-și diminueze profitul sau chiar să crească un pic prețurile, tocmai ca să nu-și dea oamenii afară. Dar vin și cu soluție. Același 70% din respondenți spun că prima măsură pe care ar trebui luată este reducerea fiscalității pe forța de muncă. Deci, cu alte cuvinte, noi ne dorim să ne păstrăm angajații, pentru că durează foarte mult să pregătești o echipă și, bineînțeles, să o păstrezi pe mai departe. Asta ca și o simplă analiză asupra testului realizat în rândul IMM-urilor. Și am să completez ceea ce a spus colegul nostru Dragoș referitor la cheltuirea celor 80 de miliarde. Cred că cel mai important pas este primul an pe care îl avem. Dacă nu pregătim în acest prim an măsurile și nu punem bazele programelor, nu o să reușim să cheltuim bani. Deci, cred că nu avem timp de experimente, ci trebuie să pregătim într-adevăr o echipă profesionistă, cine este decident, bineînțeles, și dacă este consultant și mediul de afaceri, astfel încât să punem bazele acestui prim an, să putem să spunem peste 4 ani de zile că am cheltuit acești bani de care avem nevoie cu toții ca și țară. Și referitor la propunerea ridicată de Dragoș, am să adaug că Ministerul Mediului de Afaceri și Turismului trebuie să aibă în componență și comerțul, pentru că dacă producem în România și nu avem deja pârghia necesară în ceea ce înseamnă zona de export și comerț exterior integrată, nu o să putem să ne valorificăm producția din România și, bineînțeles, și turismul românesc. Pentru întrebări, vă rog frumos să vă adresați în continuare și colegilor mei. Vă rugăm, întrebări. Trebuie tot ce. Păi stai pentru cine sunt, ca să știm cum le... Tu primul. Cred că e bine să fie grupată, dacă aveți pentru Florin, așa, dacă Zumaia pentru mine, ca să nu mai mutăm. Uite, s-au ducat de cade? Stai, că tocmai microfonul tău nu stă. Gata, l-am... Acum... L-am pus să stea. O să-ți fac eu viața. Am văzut vorba dumneavoastră. În primul rând, o constat din studiu că jumătate dintre respondenți nu sunt de acord cu această majorare a salariului minim, cu scenarii avansate. Dar totuși dumneavoastră a spus că veți propune majorarea salariului minim.
Da. Rămâneți cu această hotărâre pentru discuțiile de luni sau nu m-a sondat de renunțat la varianta inițială de creștere 70 de lei? Nu, colegii noștri ne-au mandatat pe noi să avem această mărire pentru că ea practic nu ține seama de niciunul dintre cele trei scenarii. Ea n-a fost luată în calcul aici, ci pur și simplu acoperă inflația, rata inflației, care este 2,2% și noi găsim că e normal să existe o acoperire a ratei inflației și e o creștere minoră, de la 2230 la 2300 de lei. Acesta este mandatul nostru. Aici, măsurătoarea noastră se referă la cele trei scenarii. Și a doua întrebare este legată de metodologia pe care ați folosit-o la calcularea la această propunere. Spuneați că folosiți o rată inflație de 2,2%. Da. Asta este procentul pentru luna octombrie, din ce știu. Pentru luna octombrie, de exemplu, INSEU a comunicat că e 2,1%. Deci e puțin mai mic. Așa s-a folosit și în anii anteriori. Asta v-am să întreb. De ce ați ales valoarea pentru octombrie asta? Așa s-a folosit și anii anteriori. Da. De obicei se ia o rată medie undeva la septembrie-octombrie. Deci, practic, propunerea este de 70 de lei în plus, da, la salariul astăzi. Asta trebuie să reținem, da? Da. Acum, eu nu comentez ce cereau sindicatele, dar lucrurile erau într-o altă sferă. 100 de lei în cerul, nu? Nu, mai mult. 2400 de lei. 2400, deci de la 2230 la 2400, cât înseamnă? 170 de lei. Și la 70 de lei pe brut, cam cât ar însemna pe net? 50. Mai puțin. Pagă, 45. 45. 75, cam. Alte întrebări? Aveți și vreo propunere pentru ministrul noului protocol? Da, nu știu. Oamenii avem. Stai, să răspunzi cu toate microfoanele. Răspunzi, nici n-am apucat să mutăm tehnica? Știu că vă răspund cum o fac politicienii. Deocamdată, suntem la nivelul de principiu. Dacă va fi, și dacă va fi, cu siguranță că și noi putem să avem propuneri, fie din mediul politic, fie din mediul privat, fie în combinație, în echipă. Nu cred că ducem lipsă de profesioniști în țara asta, doar că trebuie să-i promovăm pe funcții cu curaj și prima decizie care va trebui să fie politică, evident, noi nu putem să facem decât o sugestie, să se întâmple acest pas, să fim anunțați că va exista după ce, sigur, ei intră acum niște negocieri politice, bineînțeles, să fie sănătoși, dar mesajul nostru a fost ca acest minister să existe. Acum vreau să fac și eu un comentariu la ce a spus Dragoș. Stai că le dau mai așa. Asta zic. Hai mai împace și Să fac un comentariu. Să știți că dincolo de criteriul apartenenței politice, vorbim totuși de o perioadă extrem de dificilă și aici avem nevoie de toți profesioniștii din această țară. Pur și simplu că ești membru unui partid sau altul nu te face profesionist. În mare parte vorbim de debutanțe acolo, știți, cam la ambele partide. Ori ai nevoie de profesioniști, mediul de afaceri are acești profesioniști, cred că putem propune de la educație, sănătate, până la mediul de afaceri, așa, dintr-un foc, câte trei nume pe fiecare portofoliu. Dar ai nevoie de oameni, unu, profesioniști care au dovedit ceva și doi, care să știe cum să miște lucrurile în această țară. Pentru că dacă vom numi iarăși pe criterii politice niște oameni care merg în minister și le ia o jumătate de ani să învețe care sunt ușile pe acolo, cum se deschid și care sunt departamentele, vom rata în primul rând această șansă uriașă a Programului Național de Relansare și Reziliență Economică. Pentru că avem numai 3 ani la dispoziție. Da? 2021, 2022, 2023. Pentru a cheltui 30 de miliarde de euro. Nu mai spun și de cadrul multianual financiar 2021-2027, în care există alți 40 și ceva de miliarde de euro. Și aici ai nevoie, de fapt, de implementatori care să știe toate aceste lucruri. Ai nevoie de
oameni care să știe să realizeze parteneriate public-private. Ai nevoie de oameni care să știe să realizeze task force-uri naționale, să miște lucrurile astea. Dacă o să punem niște oameni politici strict pe criteriul apartenenței, o să ratăm cu totul aceste lucruri. Și înțeleg că ați renunțat la ideea și de digitalizare. Am văzut inițial situația. Aici a fost o opinie a lui Dragoș. Noi, Consiliul Național, am propus Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț, Turism și Digitalizare. Într-adevăr, pentru că digitalizarea noi considerăm că trebuie să fie la un loc cu ceea ce înseamnă mediul de afaceri și antreprenoriatul. De ce spunem acest lucru? Avem nevoie de o transformare digitală a mediului economic, avem nevoie de susținerea digitalizării prin programul care va fi implementat în România de 5 miliarde de euro și dorința noastră e ca din foarte multe fonduri din aceste 5 miliarde de euro să meargă către digitalizarea mediului privat, de care avem atât de mare nevoie, pentru a nu pierde, de fapt, competiția și a nu pierde trenul cu ce se întâmplă la nivel global. În urma pandemiei, câte societăți au dispărut? Să știți că aici eu am datele la zi. E un paradox. S-au închis cu 24% mai puține companii decât în perioada anului 2019. Dar aici nu trebuie să vedem unilateral. Noi ne-am uitat și pe câte companii s-au înscris în această perioadă și creșterea e aproape similară. Deci dacă scăderea e de 24%, înscrierea de companii are și ea o scădere cu 20,4%. Deci ce concluzie tragem de aici? Că lucrurile sunt într-un status quo. Că de fapt există o suspendare a mediului de afaceri, iar comportamentele sunt anticiclice. În această perioadă oamenii au realizat acest status quo, nici nu s-au înscris firme, nici nu s-au închis foarte multe firme. Vom vedea consecințele după ce ieșim din criză, după ce începe perioada de vaccinare și atunci o să vedem, de fapt, când începe dinamica economiei să lucreze, dacă vom fi pe minus sau vom fi pe plus. Cert e că din datele oficiale, și o să merg în birou să vi le aduc, nu știam că abordăm acest subiect, dar am datele la zi de la Registrul Comerțului, e o scădere și pe numărul de închideri de firme cu 24%, dar și pe numărul de înscrieri de firme cu 20%. Deci e undeva... Doar că în ceea ce privește închiderile, eu aș vrea să ne gândim împreună la context. Unu, oamenii trag cât pot de mult pentru că este copilul, firma e copilul propriu și nu-ți vine să închizi. Deci te scormoni prin toate podurile și pivnițele să găsești ceva mâncărică pe acolo ca să poți să supraviețuiești, dar asta nu merge la nesfârșit. Doi, a existat o măsură care a ajutat foarte mult și care a însemnat amânarea ratelor, da? Și noi sperăm din toată inima că se va întâmpla prelungirea acestei măsuri și după 1 ianuarie, încă 6 luni. Pentru cel puțin pentru anumite industrii care au venituri zero aproape în momentul de față, da? Tot ce înseamnă Horeca, evenimente, cultură, sport și așa mai departe. Și mai există și partea de mindset a antreprenorului român, care nu e obișnuit să ia decizii rapide și radicale. Și are speranță că se vor întâmpla lucrurile. Deci trebuie să ținem cont de aceste lucruri. Ele, la un moment dat, vor dispărea. Și problema pe care eu o văd venind este în momentul în care nu o să mai fie ratele amânate și toată lumea va trebui să găsească niște soluții. Până atunci, fără niște ajutoare guvernamentale semnificative, așa cum s-au dat, am avut aseară o discuție cu un antreprenor din Germania, care îmi spunea că e așa, un vis, da? Ce se întâmplă în Germania. Deci fără niște ajutoare guvernamentale semnificative, resursele se vor fi terminat și în momentul ăla
O să vedem cifrele la Registrul Comerțului. Eu nu vreau să fiu pesimistul de serviciu, doar că atrag atenția că în aceste momente cifrele sunt nerelevante în ceea ce privește dacă este să ne raportăm la gravitatea situației. Și nu mă refer la gravitatea economiei per total, ci mă refer la gravitatea unor domenii, unor sectoare importante și care aduc semnificativ de mult PIB în România. Avem o intervenție. Da, domnul prim-vicepreședinte Vițelaru de la Iași dorește să ne adreseze câteva cuvinte. Mulțumesc frumos, bună ziua la toată lumea. Precizez că tema discutată este foarte importantă pentru întreprinzători. Atenționez cei care vor veni la guvernare că birocrația este o frână grozavă în calea dezvoltării IMM-urilor. Se vorbea despre fonduri europene. Dacă procedurile nu vor fi simplificate, efectiv sunt vise acele 80 de miliarde. La fel, dacă nu luăm niște oameni competenți și niște evaluatori eficienți, avem proiecte depuse încă din aprilie și stăm și acum și așteptăm și așa mai departe. Și încă un lucru aș vrea ca să precizez, mingea la video mi-a ridicat-o Dragoș Anastasiu, când așteaptă banii, au trecut din august, din octombrie, formele să primească banii de la statul român. Deci este discrepanța între stat și privat. Deci legea este lege pentru privat. Când a venit sorocul să plătești, plătești și n-ai ce face dacă nu pun penalități și așa mai departe, statul face capul. Când vom avea bani să vedem să nu știu ce. Deci, efectiv, se acționează cu dublă măsură. Deci, COVID-ul se reacționează cu același tratament și din partea privatului, și pentru privat, și pentru stat. Vă mulțumesc! Mulțumim frumos! Mulțumim, domnul vicepreședinte, pentru că tot s-a vorbit despre proceduri. Și domnul s-a vorbit despre banii care... Care mai este situația asta? Am primit nemulțumiri legate de măsuri la 1 și 2 și în conservare, dacă vă mulțumește ghidul pentru măsura de condiții de impus pentru aplicare. Păi o să încep cu cea de-a doua întrebare. Știți că noi am făcut conferințe de presă și am venit aici cu propuneri serioase, profesioniste și bazate pe evenimente anterioare, adică bazate pe POR, pe lucrurile care funcționau. Guvernul a ales prin diverse ordonanțe de urgență să își mențină acea abordare, au schimbat numai abordarea cu privire la RIR. Acum sunt bune firmele și activitățile economice cu cât mai slabe, cu atât mai bune pentru fonduri europene, ceea ce e un nonsens. Dar în ceea ce privește măsura 1 și 2, mesajele pe care noi le primim e că ajung banii și nu, oamenii nu înțeleg care sunt criteriile și încep să comenteze, auzim tot felul de comentarii cu privire la plăți discreționare și așa mai departe, pentru că cel puțin am văzut o serie de comentarii sau ce a ajuns la noi, cum că primesc oameni sau firme care erau pe locul 15.000 bani și cei care erau pe primele locuri nu au auzit de nimic. Dar uite, chiar sunt firme care au primit bani? Știți firme? Că eu întrebam și... Da. Dar nu din primele, că cred că logic ar fi fost să le iei în ordine, nu? Te rog, dacă... Sau vin aici, mai bine. Hai să ne strângem aici. Lasă-l, vin aici. Haideți să fiu cumva avocatul celor care realizează. Ce spune Florin este adevărat. Sunt firme care au ajuns poate nu la 15.000, dar mai sus decât celelalte, datorită faptului că
calupul de firme care sunt verificate a fost împărțit în cele 8 agenții teritoriale și automat că dacă, de exemplu, o agenție de la Iași a primit de la 7.000 încolo, el analizează prima dată firma cu numărul 7.000. Ori dacă Constanța are de la 1.000 la 2.000, se apucă cu firma numărul 1.000 să analizeze. Și e clar că cel care are 2.000 va primi banii după numărul 7.000 de la, din analiză, pentru că este prima firmă pe care analizează centrul teritorial, să zic, de la Iași. Doar aleatoriu ca și treabă, dar asta este procedura, la urmă. Și nu trebuie sunt să... toți în același Da, dar, de exemplu, Constanța se apucă de la 1 la 2.000. Da? De la 1.000 la 2.000, da? Și Iașiul de la 10.000 la 11.000. E clar că Constanța analizează firma cu numărul 1.000, Iașiul prima dată firma cu numărul 10.000. S-ar putea ca firma cu numărul 10.000 să ia înaintea firmei 1.500, să zicem care este a 500-a firmă la Constanța. Deși procedurile au fost simplificate, să înțelegem, pentru aplicarea pe măsura 1 și 2, cu toate acestea ele trebuie verificate pentru că cineva răspunde. Și vă dați seama că toate acele hârtii trebuie verificate în continuare. Dar ce e important este că se vor semna toate contractele până la 31 decembrie, altfel pierdem bani. Asta este clar. Și atunci fiecare va primi, va semna contractul până la 31 decembrie și cred că nimeni nu-și dorește să nu semneze contractul și nimeni nu-și dorește să piardă acești bani de care mediul de afaceri are atât de mare nevoie. Sperăm într-adevăr să fie cheltuiți cu folos și să poată să ajungă la limita de supraviețuire și să treacă mai departe peste iarnă, pentru că sunt zone, cum este Horeca, de exemplu, unde au închis activitatea, s-au diminuat la minim, trecând în perioada de iarnă. Clar că primul lucru a fost să-și achite furnizorii, pentru că trebuiau să-și păstreze relațiile cu aceștia. Și atunci, un pic cam târziu ajung banii aceștia la zona respectivă, dar asta nu înseamnă că nu o să le găsească locul în ceea ce înseamnă cheltuirea banilor, pentru că și acolo sunt zone în care pot fi cheltuiți banii ca să fie de folos pentru anul viitor. Și aici cred că Dragoș ai mai multă experiență decât mine în zona asta, dar știm foarte mulți oameni din zona Horeca care pe final de sezon își trag linie și spun primul lucru trebuie să-mi plătesc angajații, eu știu, dările la stat și furnizorii, pentru că până la primăvară eu nu mai am alți bani și trebuie să-mi țin și niște bani care supraviețuiesc. Și atunci banii care sunt pe măsura 2 vin un pic cam târziu. Și pe măsura 3 va mai fi o îmbunătățire, pentru că din ceea ce spuneau și Ministrul de Finanțe și Ministrul de Economie, ar urma să se facă evaluări și să se ia decizie odată la o lună, ceea ce mie mi se pare destul de mult timp ca odată la lună să ia decizie, măcar la două săptămâni. Dați-mi voie să fiu reticent de ceea ce înseamnă analiza la odată la lună, pentru că știm că măsura 3 a început deja de ceva timp, iar oamenii din direcție au de analizat și de finalizat măsura 1 și 2. Deci probabil că mai devreme de 1 ianuarie nu se va apuca nimeni de analiză. Iar măsura 3 știți că prima etapă e până pe 29 ianuarie. Dar eu cred că va prima într-adevăr grila și nu, eu știu, primul venit, primul servit în ceea ce înseamnă analiza primei luni de depunere. Treci la loc că te sună de la JOFM să-ți plătească... Da. Vor să-ți plătească curțar bani. Poate e primul care investesc banii, da. Referitor la creșterea salariului minim, vreau să vă întreb câte dintre IMM-uri își permit această creștere și care sunt mai exact domeniile care ar putea suporta majorarea. Păi după cum ați văzut din analiza noastră, stați că mergem imediat la domenii. Avem 72,8% din servicii, 14,9% din comerț și 12,3% din producție. Evident că domeniile cele mai afectate sunt domeniile în care rata salariului minim este cea mai mare, cum este în Horeca sau în comerț. Ele sunt cele mai afectate în această perioadă. De aceea, dacă ați văzut ultima noastră întrebare și ultima sugestie pe care o fac antreprenorii e scăderea impozitării pe forța de muncă. Să găsim o variantă prin care să scădem cel puțin la salariu minim pe economie sau la debutanți. Uitați, în această perioadă trebuie să ne uităm și la rata șomajului. Cea mai ridicată rata a șomajului este în rândul tinerilor între 18 și 24 de ani. Acolo am mai vorbit cu colegi din presă, acolo ar trebui să găsim o formulă prin care să scădem impozitarea forței de muncă în sensul în care
cel puțin cei care sunt studenți, ei oricum sunt asigurați, deci beneficiază de asigurări de sănătate sociale. Și atunci poți să te lipsești de aceste CAS, CASS, respectiv contribuția la pensie, să faci o contribuție, o rată de 100 de lei ca și contribuție fixă la salariu minim pe economie pentru această categorie de vârstă, să poți să îi integrezi. La celelalte categorii de vârstă, 20, peste 25 de ani, rata este mai scăzută. Este undeva la 2,8-3,5%. Deci, ca să vă răspund dumneavoastră, cred că pentru anumite domenii, cum s-a găsit o soluție, de exemplu, pentru construcții, trebuie să găsim soluții pentru a putea fi crescute salariile, salariul minim. Și ceea ce am spus și anul trecut la discuțiile cu privire la salariul minim. Întreprinzătorii spun, domnule, suntem de acord să creștem salariul minim, dar haide banii respectivi să meargă către oameni. Să nu meargă jumătate la stat, jumătate la oameni. Pentru că oamenii nu vor simți, de fapt, nicio creștere. Vedeți că noi vorbim totuși de 70-100 de lei creșteri pe salariu minim și, de fapt, la oameni ajung jumătate sau poate mai puțin de jumătate, depinde din sumele respective. Deci trebuie să coroborăm toate aceste lucruri cu o scădere a fiscalității pe forța de muncă, dar o scădere adecvată pentru categoria 15-24 de ani, pentru anumite domenii, pe o anumită perioadă de timp. De ce, de exemplu, avem o rată a șomajului în rândul tinerilor 15-24 atât de mare? Pentru că ei, atunci când lucrează, lucrează, de exemplu, în Horeca, lucrează sezonier, lucrează cu contracte de muncă pe perioadă limitată. Și atunci, toate aceste lucruri fiind afectate în această perioadă, foarte mulți tineri și-au pierdut locul de muncă. Vă rog, dacă există alte... Nu știu, asta am întrebat și noi la Ministerul Muncii și încă n-am primit această informație, deci chiar am solicitat această informație. Acum, România se pare că a accesat deja 3 miliarde de euro pentru Kurzarbeit, deci bănuiesc că ei văd acolo ce accesări sunt. Eu sunt oarecum sceptic și vă spun și de ce, pentru că uitați, în Horeca, în momentul de față, de fapt de vreo 2-3 luni, comenzile, ca să zic așa, sunt undeva la 10% din ce a fost anul trecut. Da? Deci 10% din cifra de afaceri care ar trebui să existe astăzi este realizată. Ce să fac cu instrumentul Kurzarbeit care mi oferă doar 50% flexibilizarea muncii? N-am ce să fac. Dacă mi oferă 80% flexibilizarea muncii, am ce să fac când cifra mea de afaceri este 10-20% din ce ar trebui să fie. Dar diferența asta fiind foarte mare, conduce la ce? La faptul că nu cer Kurzarbeit, ci fac concedieri. Și o să vedem cifrele, deja le-am văzut, colegii noștri de la Hora vorbesc despre 70.000 de locuri de muncă din zona restaurantelor care au fost desființate în ultimele luni. Și asta pentru că nu ai instrumentul Kurzarbeit flexibil. Dacă această ordonanță de urgență care a fost dată cu discuțiile cu noi și așa mai departe ar fi în vigoare, am vedea mult mai multe accesări pe Kurzarbeit și mult mai multă evitare a șomajului. Deci cam pe acolo, nu știu să vă dau cifre exacte, încă o dată și pe noi ne interesează asta și am cerut la Ministerul Muncii, dar cu siguranță le vom primi în următoarele zile. Mai multe, vă rog. Aveți statistici cât salariați sunt plătiți în România cu salarii? Da, 1,2 milioane de oameni sunt plătiți. Dintre care câți de la stat? Aproape zero de la stat. Am vrut doar să pun. Câte contracte? Deci cam ce ponderare ei? Păi, cred că sunt 5 milioane și jumătate, 5,8 milioane, dacă nu mă înșel. Deci aproape 6 milioane de contracte. Deci ponderea este de 20%, nu? Cam așa. Gândiți-vă că mulți de aici sunt din Horeca, de exemplu. Mulți. Mă rog, o parte din Horeca și acolo veniturile sunt suplimentate de
tips, nu? De bacșiș și așa mai departe. Plus că, și aici va trebui să spunem lucrurile pe nume la un moment dat. Avem unele micro-întreprinderi și de acolo se duce cât un salariu minim și care, de fapt, sunt folosite pentru mascarea salariilor. Lucrurile sunt destul de complicate. Mi-aduc aminte că la o întâlnire a Coaliției pentru Dezvoltarea României cu miniștrii de la momentul respectiv, care am spus, domnule, noi umblăm cu astea 1,3 milioane de salarii minime, dar de fapt nu e chiar așa. Da? Nu e chiar așa. Păi stați că vă spun eu că am datele aici, am datele oficiale. Deci avem sectoarele vulnerabile în funcție de ponderea numărului de contracte cu salariu minim și de rata profitabilității. Vi le spun pe primele 5, să spunem. Comerțul cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor, avem 216.000 de contracte cu salariu minim. Transporturile terestre și transporturile prin conducte, 146.000. Activități de investigații și protecție, 99.000. Comerț cu ridicata, iarăși, 92.000. Restaurante și activități de servicii alimentație, 91.000, deci 100.000 de oameni. Industria alimentară, 74.000. Și ele continuă până la hoteluri, în care avem, se pare, 20.000 de contracte. Astea sunt datele oficiale furnizate de Comisia de Strategie și Prognoză în noiembrie 2019. Și în total, mă scuzați, ca să închei să răspundem exact. Deci în total avem 1.383.591 de contracte. Deci 591. 1.383.591. Deci că ești Daraban. Eu nu le știu pe din afară ca Daraban, eu le citesc ca să fim exacti. Ca Daraban le zice din poveste. Ca sunteți membri ai Coaliției pentru Dezvoltarea României și ați propus nouă priorități pentru perioada următoare. Ce am propus, scuze, n-am nouă priorități. Nouă priorități. Pentru perioada următoare. Da. A spus că ați dori să fie preluate în programul de guvernare. Mâine încep negocierile. Privind, o echipă va negocia și programul de guvernare. Va contacta cineva ca să discutați despre aceste desfăceri? Răspunsul meu simplu este nu. Dragoș poate are alt răspuns. Pe mine, pe noi, mă rog, pe Camera de Comerț Română-Germană, dacă vreți, nu. Dacă noi am contactat pe ei, da, pe nenumărate canale, dar se pare că e invers. Da. Și noi am contactat. Da. De asta am și spus, mai devreme, că solicitarea noastră este să fim consultați. Și pe formarea, pe structura guvernului, aici am venit cu ministerul pe care l-am propus, și pe nominalizarea ministrilor, pentru că este o chestiune importantă, și pe planul de guvernare, unde credem noi că e putem să ne aducem, să aducem un input profesionist. Apropo de prioritățile Coaliției pentru Dezvoltarea României, pe care le-am discutat și răzdiscutat, în 14 task force-uri cu aproape 400 de specialiști seniori din România. Este o resursă pe care eu aș băga-o în seamă. Da? Dacă aș face un plan de guvernare, dacă aș face o structură de guvern. Da? Spune, da. Nu, ce vreau să spun e că ieri am avut plenara la Coaliția pentru Dezvoltarea României și au fost 150 de oameni prezenți online, în care fiecare a exprimat munca realizată în acest an, realizările, nerealizările, prioritățile pentru anul următor. Dar nu poți să ignori când reprezinți peste 50% din PIB-ul acestei țări. Și să știți că noi ne-am alăturat acum 2 ani de zile Coaliției pentru Dezvoltarea României, tocmai pentru a ne aduce și noi valoarea adăugată din partea întreprinderilor mici și mijlocii. Pentru că știți, înainte discutați numai companii mari sau companii care străine. Nu știu, domn, străine și așa mai. Nu, nu-i cazul. Suntem și companii mari și companii mici. Am avut 30 de colegi ieri online de la Consiliul Național al IMM-urilor. Consiliul Național chiar s-a structurat pe următoarea perioadă 2020-2024, creând 14 task force-uri similare cu cele ale Coaliției, tocmai pentru a integra munca pe care noi o facem cu munca pe care alte organizații o realizează. Deci să ai la dispoziție această resursă și să nu o consulți la modul foarte concret,
Sigur că am avut discuții cu guvernul general și așa, dar este un moment special și de asta mi-am permis să adaug această temă pe ordinea de zi nescrisă, ca să spun așa, pentru că mie mi se pare important momentul. Eu cred că ce se va întâmpla în România de la 1 ianuarie este o chestiune istorică pe care nu o să mai avem de repetat. Și dacă ratăm startul, va fi păcat. Pur și simplu va fi păcat. Încă o dată va fi o oportunitate grandioasă a României pe care am ratat-o. Și de asta pe toate canalele, inclusiv prin această conferință de presă, facem acest apel la consultare, la un dialog next level, la ideea de eliminare a gândirii de gașca antreprenorilor, aia române, aia străine, aia nu știu care, gașca politicienilor, gașca PSD, gașca PNL, gașca nu știu care. Cred că trebuie să eliminăm gândirea de gașcă, au trecut alegerile și avem nevoie ca cei mai buni oameni ai acestei țări, indiferent din ce zonă provin ei, să stea la masă. Pentru că altfel ne va fi greu, respectiv ne vom vedea peste 3 ani și vom spune am ratat-o și pe asta. Ce previziune aveți pentru Horeca în următoarea perioadă? Din ce punct de vedere? Din punct de vedere al randamentului, al ceea ce se întâmplă în momentul de față. Deci tot ce înseamnă ospitalitate, lărgesc puțin. Da? Ospitalitate de la agenții de turism, de la transporturi, la hoteluri, restaurante și firme de evenimente și așa mai departe, se află în momentul de față într-o situație dezastroasă. O situație dezastroasă. Și asta are două componente. Unu, pentru că sunt ținuți închiși și doi, pentru că măsurile specifice de ajutor, ne întrebam unii pe alții dacă măsura 2 a început să intre în conturi, eu alaltă știam că nu, mă bucur să aud că au intrat niște bani, deci nu vin măsuri specifice care să compenseze. Și atunci situația pe total e dezastroasă. Ce trebuie să se întâmple este să dea drumul, să pornească, chiar dacă cu niște motoare mai reduse, chiar dacă cu niște condiții speciale de restaurante, de hoteluri și așa mai departe, dar va trebui și un mesaj de încredere, da, de politicieni și de mediul de afaceri, că poți să te duci la restaurant protejându-te și să nu te îmbolnăvești, că poți să faci revelion în delta Dunării protejându-te și fără să te îmbolnăvești. Sunt mesaje de încredere care trebuie transmise pentru ca industria să pornească. Pentru că dacă o ținem închisă, ea se va deteriora. E ca un autocar, știi, care când se deteriorează mai mult când stă decât când merge. Da? Să că el ruginește. Deci din punctul ăsta de vedere, sper din toată inima ca lucrurile să pornească. Și va fi greu, va fi foarte greu următorii 2-3 ani. Cred că vom vedea, apropo de întrebarea pe care ați pus-o, destul de multe insolvențe și falimente. Dar în același timp eu sper că și aici este oportunitatea de consolidare, de intrare într-o altă normalitate, apropo de fiscalizare. Cred că momentele astea aduc și oportunități pentru, în special pentru cei care în trecut și-au pus ceva deoparte ca să poată să treacă peste momentele grele. Și asta este o învățătură pe care va trebui cu toții să o conștientizăm. Nu poate atunci când îți merge bine, dai cu banii de fereastră, îți cumperi a doua mașină, a patra mașină, a doua casă, concediile Maldive, dar nu unu, ci două. Nu spune nimeni să nu facem și asta. Dar firmele necesită resurse și capitalizare. Și cred că antreprenorii români încet, încet o să conștientizeze lucrurile astea și pandemia îi va ajuta să conștientizeze. Să mai pună ceva și deoparte. Mentalitatea germană, că de asta eu conduc o cameră de comerț română germană și văd că acolo situația este alta. Și optimismul este altul și modalitatea de trecere a fost alta. De ce? Pentru că au avut resurse. Și au fost și ajutați de statul german. Deci sunt două componente. Da, aici dar sunt optimist. E vorba de ce ai spus anterior. În perioada de creștere economică trebuie să pui bani deoparte. Și până și Grecia a făcut acest lucru în ultimii ani de zile. Numai
România a mers pe deficit bugetar. Deci toate țările au mers pe excedent. Nu mai vorbesc de Germania, care și-a pus bani deoparte. Noi am mers pe deficit, dar pe un deficit indus. Pentru că puteai să ajungi și pe excedent, însă la sfârșitul anului, hai să vedem ce pe ce putem cheltui banii. Să mărim salarii alandala în spațiul public de aici, această diferențiere uriașă. Dar totul și legat de revenire, cred că trebuie să legăm și de campania de vaccinare. Cu cât aceasta începe mai devreme, cu atât viața va reveni la normal. Sigur că economia nu își revine odată ce ai redeschis restaurantele, hotelurile și așa mai departe. O să ia, ați văzut, și pe ceea ce ne spun antreprenorii, cel puțin un an de zile până când se reia consumul, până când se reintegrează locurile de muncă și așa mai departe. Dar dacă ne uităm, de exemplu, la ce se întâmplă în Marea Britanie, în momentul în care a început campania de vaccinare, piețele au revenit cumva la normal. Este un semnal și, de fapt, prima revenire e cea mentală. Exact. Da? Și după aia e cea fizică. De asta vorbeam despre mesaje de încredere, de transmis. Mesajul cu vaccinarea, chiar dacă va dura și chiar dacă efectele vor veni în timp, va avea un efect extraordinar mental. Da. Ați spus, Dragoș, mai devreme, că îmi cer scuze de faptul că statul german a ajutat întreprinzătorii. Faptul că i-a ajutat la timp. Gândiți-vă cum ar fi fost astăzi dacă aveam banii de măsură 1 și 2 în luna mai în conturile întreprinzătorilor și nu acum în decembrie. Cred că deja lucrurile erau un pic foarte bine sau un pic mai bine pentru mediul de afaceri. Pentru că discutăm de 1 miliard de euro care ar fi putut fi în contul întreprinzătorilor după 2 luni de zile de inactivitate. Și ar fi putut plăti furnizorii, utilitățile și n-ar fi fost nevoie de această prelungire a termenului de plată pentru contribuțiile salariale. Iată că tot lanțul acesta. Dar aici greșeala care a fost făcută, și să revin la întrebarea anterioară, greșeala care a fost făcută a fost că nu s-a implementat cu parteneri. Adică ar fi trebuit, așa cum tu mi-ai spus, ar fi trebuit să se întâmple cu băncile. Dar banca să-ți dea banii în cont, după care banca în spate se regla cu guvernul, cu ministerul de resort pentru banii pe care îi plătise. Și asta era foarte simplu. Nu să ajungem noi să aplicăm la ministerul să-i transmită băncii să ia la legătura agenții, cu noi, agenții regionale și așa mai departe. De asta s-a ajuns și o să mai dureze nu știu cât. Mulțumim frumos și vă urăm sărbători fericite și să fim sănătoși. Exact, cu toții. Ne mai vedem online odată, miercuri, la Cartea Albă a IMM-urilor, să vedem rezultatele.